știu că pe mulți încă îi așteaptă curățenia, prăjiturile, așa că voi încerca să fiu subcint, dar vrem să profităm, așa cum am zis, cum ne-am propus, de momentele acestea pentru a medita asupra tainei întrupării Domnului nostru Isus Hristos și de aceea, începând de duminica trecută, ne-am uitat la diverse pasaje din scriptură și la diverse aspecte. Duminica trecută, seara, ne-am uitat la umanitatea Domnului Isus Hristos. Am văzut că Domnul Isus Hristos are identitatea perfectă necesară pentru a fi mântuitorul nostru. El este Dumnezeu întrupat. El este în totalitate pe deplin cu adevărat om și cu adevărat Dumnezeu. Și asta îi conferă identitatea necesară pentru a ne um, reprezenta, pentru a ispăși pentru păcatele noastre. În seara aceasta vrem să ne uităm la aspectul divinității, a ident identității sale unice, pentru că vrem ca să um, nu doar să ne minunăm, nu doar ca să fim zidiți, dar vrem ca să avem o cunoaștere cât mai adevărată, cât mai corectă, cât mai profundă a Mântuitorului nostru, a credinței noastre. Din păcate, religia cea mai la mod în ziua de astăzi este religia ignoranței. Oameni care își asumă anumite etichete religioase, anumite datini, anumite obiceiuri, dar ei de fapt se închină în necunoștință. Ei nu cunosc nici pe nici despre Dumnezeul căruia pretind că se închină. Mergem cu gândul la dialogul avut între Domnul Iisus Hristos, și femeia samaritiancă, în care Domnul Iisus Hristos îi reproșează spunând Voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem, spune Domnul Iisus Hristos. În ziua de astăzi, foarte mulți oameni, din păcate, se închină la ceea ce nu cunosc. Religia lor este a lucrurilor care ei nu le cunosc. Religia ignoranței. Nu pentru că Dumnezeu nu a revelat, nu pentru că ele nu sunt clare în Sfintele Scripturi, ci pentru că oamenii preferă să-și inventeze propriul lor Dumnezeu, propria lor mântuire, propria lor religie. Pentru că este mai comod, mai comod ca să fii tu propriu dreptar decât să lași Scriptura să vorbească. Cea mai controversată întrebare vis-a-vis -vis de Domnul Iisus Hristos astăzi nu este dacă s-a născut. Nu este nici măcar dacă a trăit o viață de aproximativ 33 de ani, nu iese dacă a murit, și nici măcar dacă a înviat. Cea mai importantă și cea mai controversată întrebare astăzi, mai ales între cei care pretind că sunt credincioși de un soi de altul, mai ales care pretind că sunt un soi de creștini, este cine este Domnul Isus Hristos? Domnul Iisus Hristos, în timpul vieții lui, a pus această întrebare ucenicilor săi. În Matei 16 cu 15, vedem că îi confruntă cu această întrebare și întreabă cine zic oamenii că sunt eu. Și apoi, presând asupra lor, pune o întrebare și mai pertinentă, care răsună și pentru noi în această seară. Mai ales cu ocazia acestor sărbători. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Existența Domnului Iisus Hristos astăzi este aproape, mai ales în mediul în care noi ne aflăm, lipsită de controversă. Și cei mai convinși atei, dacă sunt cât de cât citiți în istorie, nu neagă persoana istorică a lui Iisus Hristos. Pentru că dacă ar nega existența unui personaj mai atestat decât orice personaj istoric, se arată ca și fiind ridicol. Întrebarea controversată în ziua de astăzi este cine este acest Iisus Hristos? Care este identitatea, identitatea sa? Răspunsul la această întrebare este de importanță veșnică. Este cea mai importantă întrebare la care fiecare dintre noi trebuie să răspundă. Și consecințele sunt veșnice pentru sufletul nostru. Dacă Hristos este cu adevărat Dumnezeu, iar răspunsul tău este că este un simplu om, că este o făptură creată, că este un înger, cum sunt mulți în ziua de astăzi care pretind că Isus Hristos este un om. Poate cel mai important om, poate cel mai bun om, sau unii pretind că este un înger creat. Atunci ai comis blasfemie. Ai atribuit o identitate falsă lui Dumnezeu. Ai spus despre Dumnezeu că este ceea ce nu este. Dacă Hristos nu este cu adevărat Dumnezeu și este un simplu om, de exemplu, sau un înger creat, sau alegeți voi orice variantă, și nu este Dumnezeu cu adevărat, și tu îl consider cu adevărat Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și te închin lui ca atare, atunci ești un idolatru. Ca atare, răspunsul care dai la această întrebare, cine este Isus Hristos, este de maximă importanță. Nu poți fi indiferent. Față de aceasta. Nu pot spune, pe fiecare să creadă ce vor ei despre Isus Hristos. Fiecare dintre noi trebuie să răspundem la această întrebare. Cine este Isus Hristos? Isus are o identitate unică, deosebită, care se revelează pentru noi în Sfintele Scripturi. Biblia ne învață că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Biblia ne învață că Hristos este cu adevărat om și cu adevărat Dumnezeu. Că El este Dumnezeu, Logosul, a doua persoană a Dumnezeirii întrupat. Biblia îl descrie ca și fiind Emanuel, Dumnezeu cu noi. Nu doar Dumnezeu de partea noastră, ci Dumnezeu prezent în mijlocul nostru. Domnul Iisus Hristos se descrie ca și fiind Dumnezeu și ca și fiind una cu Dumnezeu. În Ioan 14, de la 8 la 10, vedem una dintre aceste afirmații a Domnului Isus Hristos. Filip îl interogează pe Domnul Isus și are o cerință. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Isus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Această seară vrem ca să privim, relativ telegrafic, la acest aspect al persoanei Domnului Iisus Hristos, la natura divină a Lui Hristos. Identitatea Lui completă, prezentată de Sfântele Scripturi, este Domnul Iisus Hristos cu adevărat om și cu adevărat Dumnezeu. Cele două naturi, Fiind depline, adevărate, totale, complete, prezente în aceeași persoană a Domnului Iisus Hristos Neamestecate, nealterate în niciun fel Taina aceasta depășește la fel cum taina Sfintei Trăim, Trăim depășește mințile noastre Dar este o realitate scripturală Noul Testament abundă cu declarații clare despre divinitatea Domnului Iisus Hristos este inevitabil ca să ajungi la concluzia că Domnul Isus este Dumnezeu dacă citești pur și simplu Noul Testament și iei în serios mărturia acestui document. Încă din prima anunțare care o avem în Evanghelie a Domnului Isus Hristos, vedem lucrul acesta. În Matei 1 cu 23 ni se spune în felul următor, iată că fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Aceasta așteptau de fapt evrei, dar pentru că s-au fost depărtată așa de mult de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de credința în Dumnezeu, ei nici măcar nu mai cunoșteau identitatea Mântuitorului care pretindeau că îl așteptau. Și erau șocați când pe scena istoriei vine mântuitorul, vine Emanuel, vine Dumnezeu în mijlocul lor și se anunță și ei resping pe acest mântuitor. Vedem apoi că peste tot în Noul Testament, această declarație este întărită. De exemplu, în Ioan capitolul 1, Ioan și începe evanghelia afirmând clar identitatea divină a Domnului Isus Hristos. La început era Cuvântul, spune Ioan, și Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui. O slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Mai clar de atât nu s-ar putea. Și totuși foarte mult se cramponează, se blochează aici. De exemplu, Martorului Jehova răstălmăcesc aceste versete chiar până acolo încât dau o traducere alternativă, încât să-și scoată răstălmăcirea și teologia eronată. O, o traducere alternativă, dar eronată, evident. Traducerea lor citește în felul următor. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era un Dumnezeu, cu Dumic. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au venit în existență prin El, adică prin Cuvânt, și fără El n-a venit nimic în existență. Acum, traducerea lor este ridicolă, alt cuvânt nu am. Nu există absolut nimeni, absolut nimeni care ar putea ca să dea o explicație cum ei au tradus această frază din limba greacă care este deosebit de explicită în acest fel decât faptul că au introdus această sintagmă un Dumnezeu pentru a-și scoate sistemul teologic. Nu există niciun dubiu despre traducerea corectă al acestui verset. Faptul că la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul a fost Dumnezeu. Exact aceeași expresie este folosită de Ioan atunci când vorbește despre cuvântul cu Dumnezeu și cuvântul care este Dumnezeu. Dar punând la o parte aspectul lingvistic al acestui verset, o simplă analiză logică clarifică lucrurile. Și dacă, de exemplu, Martin Lehov ar fi vrut ca să răstălmăcească până la capăt, din păcate au omis un aspect. În acest pasaj foarte simplu avem două categorii enunțate de evanghelistul Ioan. Prima categorie este categoria celor create, da? toate lucrurile care au fost create. Iar a doua categorie sunt cele necreate, și întrebarea care trebuie să ne opunem este Hristos în acest text în ce categorie se află conform acest text? Este foarte simplu. El era de la început. Cine? Cuvântul, Logosul, Hristosul. Toate lucrurile au fost create, făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Îmi vine să zâmbesc... Mi se pare că evanghelistul Ioan a pus această specificare și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, ca nimeni să nu poată răstălmăce acest text. Poți introduce câte cuvinte și sintagme, dar pentru că această precizare este aici, este clar ce vrea să ne transmită evanghelistul Ioan. Din categoria celor necreate face parte Hristos. De ce? Pentru că tot ce a fost creat, a fost creat prin el, prin cuvânt. Rețineți de când erați în școală și ați făcut logică și ați făcut, de exemplu, seturi logice. Dacă avem un set aici, desenăm un cerc și punem în acest cerc toate lucrurile create. Și desenăm un alt set, un alt cerc cu toate lucrurile care n-au fost create. Hristos este aici cu lucrurile necreate sau cu persoanele necreate și tot ceea ce rămâne a fost creat prin El. Cine este singurul care se află în această categorie a celor necreați? Răspunsul este Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care este din sine existent. Dumnezeu este singurul care este veșnic. Dumnezeu este singurul care n-a fost creat și prin care toate lucrurile au fost create. Așa că vedem foarte clar că Domnul Isus Hristos nu este pus în categoria celor creați, ci în categoria Creatorului, pentru că El este Dumnezeu. Apostolul Pavel, Parcă ne ecou cu Ioan capitolul 1, spune în Coloseni capitolul 1 la versul 16 la 17, pentru că prin El, adică prin Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Hristos este Creatorul, Hristos este Dumnezeu. Am văzut deja că în Ioan 14, Domnul Iisus Hristos le spune aici ucenicilor că dacă l-au văzut pe El, l-au văzut pe Tatăl. De aceea, autorii Sfintelor Scripturi, ucenicii Domnului Iisus Hristos, Apostolul Pavel, de exemplu, nu este rușine să se adreseze lui Hristos, despre Hristos, precum lui Dumnezeu, în Tit, capitolul 2, de la versetul 12 la 13, Apostolul Pavel spune, așteptând fericita noastră în și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Jehova, Isus, Hristos. Pentru că Isus Hristos este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt Dumnezeu. De aceea, în Colosem 2 cu 9, Apostol Pavel spune căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Mai clar nu știu cum mai putea spune Dumnezeu întrupat decât locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. În Evrei, capitolul 1, avem acest pasaj despre preeminența lui Hristos, în care autorul către Evrei ne spune în felul următor, căci căruia dintre îngeri a zis vreodată, tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut zice toți îngerii Dumnezeu să îi se închine și despre îngeri zice din vânturi face îngerea lui și dintr-o flacără de floc slujitoarea lui pe când fiul lui i-a zis scaunul tău de domnie Dumnezeule. Este un veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Autorul către evrei îl numește pe Hristos, Dumnezeu aici, citind, citând din psalmul 45 cu 6 și spunând că Domnul Iisus Hristos are poziția, identitatea dumnezeirii. El este Dumnezeu. Ne revelează faptul că prin Duhul Sfânt această taină s-a revelat autorului către evrei. Este Duhul Sfânt cel care revelează că Dumnezeu îl adresează pe Hristos ca și Dumnezeu. Apoi, nu doar abundența textelor în Noul Testament, și ar fi foarte multe, și ar dura foarte mult timp să ne uităm la toate textele care arată din Domnului Iisus Hristos, dar și viața și acțiunile Domnului Iisus Hristos confirmă faptul că El este, că El este Dumnezeu. Vreau să ne uităm doar la câteva exemple, două sau trei exemple din viața Domnului Iisus Hristos, în care Domnul Iisus Hristos își arogă anumite activități, anumite autoritate, anumite acțiuni, anumite lucrări care aparțin doar lui Dumnezeu. În Marcu 2 vedem acest incident cu slăbănogul în care Domnul Iisus Hristos iartă păcatele. Marcu ne spune în felul următor, au venit la el niște oameni care au adus un slăbănog purtat de patru inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și după ce l-au spart, au pogărât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când l-a văzut Isus, credința a zis slăbănogului, Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inima lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Deci iudeii toți înțelegeau că prerogativa aceasta de a ierta păcatele aparține doar lui Dumnezeu. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis. Pentru ce ați văzut astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lez ne-a zice slăbănogului? Păcatele sunt iertate? Ori a zice, zice scoală-te, ridică-ți și umblă. Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis slăbănogului, scoală-te, ridică-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Mă întrebare, de ce acești oameni care tocmai au auzit o acuzație de hulă pentru că omul acesta pretindea că este Dumnezeu, acum îl slăveau pe Dumnezeu. Pentru că ceea ce Hristos a făcut ca să dovedească că este cine, e, cine spune că este, a fost convingător. Argumentul lui ce ar fi mai ușor, să le spun, să le spun oamenilor că păcatele, păcatele sunt iertate sau să le spun să ridice, să i spun slăbănului să ridice. Și ei au raționat și au zis, într-adevăr, Omul acesta nu este un simplu om. Omul acesta este cine pretinde că este. Ați observat cum se identifică Hristos în acest pasaj? Și, de fapt, în Noul Testament se identifică în felul acesta de aproximativ 88 de ori, ca și fiul omului. Acest titlu care este dat Domnului Isus Hristos. În Marcu, capitolul 14, avem acel episod când Domnul Isus este judecat înaintea Soborului și acest nume, acest titlu al fiul omului intră în discuție și vom vedea cum iudeii care au ascultat care au ascultat mărturia domnului Isus Hristos și identificarea lui cu acest titlu au înțeles au înțeles că pretinde pretinde faptul că el este divin. Începând de la versetul 53. Pe Isus l-au dus la marele preot iar acolo s-au adunat toți conducătorii preuților, bătrânii și cărturarii. Petru l-a urmat de la distanță până în curtea mare lui preot. S-a așezat împreună cu gărzile să se încălzească la foc. Conducătorii preoților și întregul sobor căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-l condamne la moarte, dar n-au găsit. Pentru că, deși mulți se deau mărturii false împotriva lui, mărturile lor nu se potriveau. Ce haios, nu? Nici măcar nu spuneau înțelege ca să îl condamne prin mărturii false. Unii s-au ridicat și au depus împotriva lui o mărturie falsă spunând Noi le-am auzit zicând, eu voi dărâma acest templu făcut de mâna omului și în trei zile, în trei zile voi construi un altul care nu va fi făcut de mâna omului. Dar nici măcar în privința aceasta nu se potrivea mărturia lor. Marele preot s-a ridicat în mijloc și l-a întrebat pe Isus: nu răspunzi nimic la ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar el tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat din nou. Ești tu Hristosul, fiul celui binecuvântat? Iisus a răspuns. Sunt și îl veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta puterii și venând cu norii cerului. Atunci, ceva s-a întâmplat. S-a rupt firul pentru că marele preot izbucnește. Atunci marele preot și a sfâșiat hainele și a zis, ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit blasfemia. Ce s-a întâmplat? Marele preot, după ce Hristos face această mărturie, instant trage concluzia că Iisus comite blasfemie spunând că este Dumnezeu. De ce? Hristos în răspunsul său Și atribuie identitatea aceasta de fiul omului care ne duce cu gândul la Daniel 7 13 și 14. De fapt, Domnul Iisus Hristos citează din această prorocie escatologică din Daniel. Daniel spune în capitolul 7 versetul 13 și 14 în felul următor M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată pe norii celor a venit unul ca un fiu al omului. Domnul Iisus Hristos pretinde că el este acesta. A intrat spre Cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea. Probabil că aceeași întrebare care și-au pus-o. Iudeii, cine este acest personaj, acest fiu al omului care va domni veșnic, a cărui împărăție nu poate fi nimicită? Evident că marele preot a înțeles că acesta este Dumnezeu și că Hristos pretinde că El este Dumnezeu, că El este Cel care are Slava, Domnia, care va domni veșnic. Și în acel moment n-a mai trebuit nicio mărturie. De ce? pentru că prin mărturia domnului Iisus Hristos ei au i-au atras concluzia că el pretinde a fi Dumnezeu și că atare hulește pentru că ei nu credeau că este Dumnezeu. Apoi vedem uh, multe alte incidente prin care putem vedea clar că domnul Iisus Hristos acționa precum el este Dumnezeu. De exemplu, legea spune foarte clar să nu se aducă închinare altcuiva în afară de Dumnezeu. Și în Noul Testament vedem din nou și din nou faptul că Hristos primește închinare. De fapt, încă din primele zile a lui, pe acest pământ, vedem că îi se aduce închinare și această închinare este primită. În Matei 2 cu 11, ni se spune că au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Cui? Pruncului, da? nu Mariei, nu erau catolici. Pruncului s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Acum, gândiți-vă, Maria și Iosif erau evrei. Știau legea, cunoșteau legea și totuși nu -și spun acestor oameni, stați un pic. Cum vă închinați unui prunc? Ridicați-vă, așa ceva este impropriu. Legea noastră interzice așa ceva. De ce? Pentru că ei cunoșteau identitatea adevărată a lui Hristos. Ei știau că pruncul acela nu este un oarecare prunc. Este Emanuel Dumnezeu cu noi. Și ceea ce se întâmpla în acel moment, oameni care cădeau cu fața la pământ înaintea pruncului, era corect, era bine, era voia lui Dumnezeu. Pentru că pruncul era Dumnezeu întrupat. Citiți acasă, nu avem timp, Matei 28 cu 9, Luca 24 cu 52. Ioan 9 cu 38 sau Ioan 20 cu 28 sau alte texte, dacă vreți să căutați, în care Domnul Iisus Hristos primește închinarea adusă lui. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a pretins că este Dumnezeu. În cele din urmă, dacă luăm declarațiile Domnului Iisus Hristos și dacă luăm acțiunile, lucrările Domnului Iisus Hristos, prin care el pretinde că este Dumnezeu, să rezumă la o ultimă lucrare și la un ultim act definitoriu, moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Așa cum am văzut, Hristos a făcut afirmații extraordinare despre persoana Sa și a făcut lucrări extraordinare care afirmă identitatea Sa. Dar cea mai mare dovadă că Hristos este cine spune că este, adică Dumnezeu întrupat, este moartea și învierea Sa. Dacă omul acesta care pretinde că este Dumnezeu întrupat, cu adevărat, a murit și a înviat, precum a prevestit. Atunci cred că putem spune că, fără echivoc, a dovedit că afirmațiile lui sunt adevărate. Totuși, de ce este importantă această identitate a lui Hristos? De ce trebuie ca să avem această identitate completă în care avem și cea umană, natura umană și cea divină? Am văzut data trecută că a fost nevoie ca Hristos să fie un om adevărat să fie om cu adevărat, pentru ca el să ne poată reprezenta. Precum Adam ne a reprezentat în grădina Edenului, a fost nevoie de un nou Adam, de un nou reprezentat. De asemenea, a fost nevoie ca el să fie om pentru ca el să poată muri în locul celor ce cred, să verse sângele noului Adam. Dumnezeu nu putea să sângereze și nu putea în niciun caz să moară. Dar totuși, de ce este important să afirmăm divinitatea Domnului Isus Hristos? Hristos este cu adevărat Dumnezeu și este cu adevărat om. Această realitate este deosebit de importantă. Pentru că El a trăit o viață de om, dar fără păcat. El a trăit o viață în natura omenească, dar fără natura păcătoasă. Autorul către Evrei ne spune lucrul acesta deosebit de clar în Evrei, capitolul 2, de la 14 la 18, iar apoi în Evrei, capitolul 4, la versul 15, ni se spune că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. El a luat asupra lui natura umană, dar nu blestemul păcatului, pentru că păcatul, ne spune Scriptura, a intrat în lume prin Adam. El fiind capul nostru federal, prin decretul lui Dumnezeu, el a reprezentat omenirea în Grădina Edenului. Și deși Eva a păcătuit prima, el este reprezentantul desemnat de Dumnezeu și el este cel care ne-a reprezentat. Ca atare, natura păcătoasă a lui Adam a fost transferată la fiecare persoană născută pe acest pământ. Lucrul acesta este deosebit de clar în Roman capitolul 5. În care Apostolul Pavel ne spune că păcatul a venit în lume printr-un singur om, și prin acel om s-a răspândit la toți oamenii, la fiecare om care a venit în lume, cu excepția unui singur om, Isus Hristos. Pentru că Hristos nu a avut un Tată uman, ci pe Dumnezeu ca Tată. Hristos a fost născut din femeie, din fecioara Maria, deci posedă natura umană, dar fără păcat, fără blestemul Adamic. Fără blestemul din grădina Edenului. De asemenea, Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu, deci posedă natura divină. Singura persoană capabilă de a ne mântui este omul Isus Hristos, Domnul Isus Hristos, Emanuel, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu întrupat. De la cădere, Dumnezeu a făcut clar că va fi nevoie de un sacrificiu de sânge desăvârșit. Un reprezentant de valoare infinită, de sfințenie absolută. Dar cine de la Adam încoace ar fi putut îndeplini această misiune? Cine ar fi putut sta înaintea lui Dumnezeu fără vină? Niciunul. Pentru că toți oamenii, ne spune Scriptura, sunt născuți, sunt zămisliți în păcat. Și orice om, cel mai inocent copil, dacă ar sta înaintea lui Dumnezeu, ar fi găsit vinovat dacă n-ar fi pentru harul. Lui Hristos. Cine ar putea îndeplini această misiune imposibilă dacă toată omenirea se află, află sub blestemul Adamic? Nimeni. Nimeni decât Dumnezeu nu are asemenea valoare. Nimeni în afară de Dumnezeu nu are asemenea sfințenie. În întrupare, Dumnezeu coboară din cer și ia asupra lui trup de om. Natura sa divină conferând valoarea necesară. Sfințenia necesară, perfecțiunea cerută de standardul lui Dumnezeu, fără cusură în lăuntru și în afară, fără cusură în natura lui și în viața lui. Iar natura umană conferându-i statutul de reprezentant al oamenilor și posibilitatea de a vărsa sângele cerut după porunca lui Dumnezeu. Dacă Hristos ar fi doar un om, n-ar avea valoarea și perfecțiunea, sfințenia cerută de Dumnezeu, pentru că ar fi sub lestemul adamic sub natura păcătoasă. Dar pentru că Hristos este un om, El ne poate reprezenta. Dar pentru că nu este doar un om, ci pentru că este Dumnezeu întrupat, El a plătit cu sângele Său plata păcatului pentru cei ce se încred în El, pentru cei ce se încred în acest Isus Hristos, omul Isus Hristos, Dumnezeu întrupat, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Amin.